Hai să mergem să luăm ce ne trebuie. Dar să mă schimb, că nu pot să merg așa. Deci ghici unde suntem iară. Clar, frate, de demand pentru viață. Deci ăsta e ce mă interesează pe mine. LED controller. În caz că vă interesează, puteți să luați și așa ceva, se leagă direct, dacă nu aveți pistol de lipit, se leagă direct pe bandă și atunci în partea cealaltă ai cablu normal. E chestie interesantă dacă nu ai chef să mai lipești fire și așa mai departe. Nu, că am rezolvat. N-am voie să filmez. Ok, dar era doar ce-mi trebuie mie pentru un clip, deci nu filmez altceva. Oricum, la câte publicitate vă fac, ar trebui să mă plătiți. Deci ați auzit, fraților? Le-am zis că trebuie să mă plătească la câte publicitate le fac. Mă ceartă ei că le filmez aici. Eu am bandă acasă, deci de asta nu mai are rost să cumpăr. Și bandă, iau doar controllerul și firul ăsta cu o să-mi-l trebuiască, n-am chef să mai stau să lipesc. Hai să mergem acasă. Bun, deci am ajuns acasă, am cumpărat toate treburile. Aici am controllerul și sursa de curent. Celălalt nu mă interesează. Deci, avem o dată telecomanda. Și asta este sursa de curent alimentare. Aici vine legată banda de LED-uri și aici este senzorul de la telecomandă. Deci eu n-am mai cumpărat bandă de la Dedeman pentru că deja aveam o bucată acasă. Asta e tot ce mai am. Sper să-mi ajungă, nu știu cât de lungă este. E singurul lucru care trebuie să faci cu treaba asta este doar să bagi banda de LED-uri, capătul cu contactul în partea asta aici. Mufa asta îți ușurează munca foarte mult. Problema cea mai mare este că avem două mufe la fel. Trebuie să lipesc sau trebuie să tai și să facem un test la mufulița asta mică care am luat-o. Am întâmpinat două probleme, fratele meu. Deci prima este faptul că amândouă mufele astea sunt la fel, cele am eu și la banda de LED. N-am știut ce mufă a rămas la banda de LED de acasă. Și în al doilea rând, ăsta e doar kitul de control. Nu degeaba au fost 23 de lei. Nu avem transformator pentru el, de la 220 la 12V. Cred că am eu vreunul pe aici prin casă. Deci practic dacă o să mergeți să vă cumpărați și voi, ori luați unul care are transformator inclus, ori luați un transformator separat. Deci pentru controller este nevoie de un transformator de 12V DC, ceea ce înseamnă direct curent. Hai să văd dacă mă chinui tare, mi-apare vreun transformator în palmă. Ha! Acum hai să vedem dacă reușesc să-l și scot din cutie fără să-l ating. Băi omule, m-am plimbat prin oraș de mi-au sărit capacele. Nu am reușit să găsesc niciunde, frate, nici la Dedeman, nici la Hornbach. Nu am reușit să găsesc mail connector, ăla cu pin, care ar trebui să intre aici. Deci practic m-am săturat de chin și m-am săturat de umblat. Așa că o să tai mufa pe aici și o leg direct pe asta la altă. Și atunci numai bine când o să vreau să, dacă vreau să schimb banda sau ceva, am direct ăsta aici, numai îl desfac și am terminat discuția. Deci practic normal când cumperi banda de LED, are un mail la un capăt și fi mail la cealaltă parte. Dar na, eu mufa mail nu mai am pentru că e pusă pe la monitoare prin spate pe aici. În fine, hai să cârpim treaba asta și să ne punem să punem banda. Neapărat trebuie să-mi iau un deblancator din ăla, frate, că nu mă rup firele așa. Tot zic că cumpăr și nu mai apuc. Așa, am reușit să le facem. Încerc să pun controllerul ăsta cumva să nu se vadă. Bă, gămeaș piciorul mi-a dat cu capul în mânerul de la ușă, bă, frate, cum nimerez, bă, cum reușesc, mă? Bun, am terminat. Hai să stingem lumina să vedem ce-o fi. Roșu, verde, albastru și bineînțeles pot să-i dau pe flash-uri sau chestii de genul ăsta să se stingă, să se aprindă, să pui mei, bineînțeles putem să dăm mai tare, putem să dăm să se vadă mai încet. Păi bă, eu zic că arată destul de ok. Ar fi arătat mai ok dacă aș fi pus mai multe, adică
gen să pun pe fiecare, în spatele fiecărui raft sau ceva de genul. Am pus LED-urile astea aici doar ca să vă arăt vouă cât de simplu este, pentru că am avut o grămadă de comentarii gen: bă, arată-ne cum se pune o bandă de LED-uri sau cum se montează lumini de ambianță și așa mai departe. Sunt niște chestii foarte simple, de-aia mi-a luat câteva minute să le fac. Am zis că să le pun aici, inițial am vrut să le pun sub birou, dar sub birou nu prea dă bine pe negru ăla, așa că am zis că mai bine e aici. Oricum aveam de gând să pun ceva lumini pe aici. După cum am zis, poate arăta mult mai ok dacă aș fi pus pe fiecare raft, dar după aia e prea am popoțonat. Așa oricum o să le dau mai dim, să meargă cât mai slab și când e întuneric o să se vadă și ok. Bun, deci cam atât a fost, sper să vă fi plăcut, dacă v-a plăcut dați un like, un share, subscribe și ne vedem în următorul clip.